Răsăritul îl găsește pe câmp, apusul îl găsește tot acolo. Când nu e pe câmp, e în solarii. Agricultura este cea căreia i s-a dedicat după familie. Pasiunea o are de când era copil, a păstrat-o cu sfințenie, cu ambiție, a cultivat-o cu multă dragoste și o împărtășește mai departe. E greu, e satisfăcător, e cu speranță, cui o transmite, ce speranțe mai are. Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor, începe Imperativ și invitatul meu și al dumneavoastră din această seară este un tânăr antreprenor care face agricultură, a mai fost în emisiunea Imperativ, cred că de vreo 2-3 ori, ultima dată, mi-aduc aminte și cred că nu mă înșel, a fost chiar cu domnul ministru Florin Barbu. Este sau cu domnul ministru cu domnul Barbu, dar nu era domn Barbu ministru, era președintele Comisiei de Agricultură. Președintele Comisiei de Agricultură, da. La Camera Deputaților. Da. Bună seara. S-a introdus singur invitatul meu și al noastră în această seară, Dragoș Mihai Chesnoiu, Sere Chesnoiu. Bună seara, domnule Chesnoiu. Bună seara noastră și telespectatorilor. Mulțumesc mult pentru prezență. Vreau să le spun telespectatorilor, am anunțat și pe pagina mea de socializare și pe pagina Imperativ de socializare, pagina Imperativ online, că după publicitate o să am o surpriză și o să vă prezint cel mai tânăr, cel mai fermecător, cel mai dedicat antreprenor, legumicultor din județ și cred că și din țară, dar asta după publicitate. Domnule Chesnoiu, nici nu știu cu ce să încep cu dumneavoastră, că sunt atât de multe și cred că aveți atât de multe ofuri, că de câte ori ne întâlnim, nu numai cu dumneavoastră, că a mai fost și domnul Păunel în emisiune, au mai fost și alții în alte emisiuni, parcă nu mai scăpați așa, nu știu, de ofurile astea. Parcă tot timpul vă văd așa, ambițioși, dedicați, rezistați. De câteodată mă întreb cum de rezistați, că eu de mult, dacă eram în locul dumneavoastră și mai aveam vârsta noastră, puneam, nu știu, ceva în bagaj și luam drumul. Sunt prea mari implicările, sunt prea mari emoțiile, sunt toată viața e investită și ca timp și financiar în activitatea noastră. Ne și ocupă mult timp și nu ne-a lăsat activitatea să dezvoltăm în paralel alte mici business-uri care probabil ar fi acaparat mai mult de jumătate din timpul nostru în timp. Și cu toate astea le continuați? Cu toate astea continuăm, da. Cea mai de actualitate problemă sunt prețurile acum și lipsa de vânzări. Cred că de fiecare dată când am venit aici a fost aceeași problemă, numai că de la an la an suntem mai puțini legumicultori, bazinele sunt mai goale, culturile sunt mai mici, oamenii sunt mai săraci să producă, dar cu toate astea problemele și așa zisă supraproducția noastră e mai mare. Dar lucrurile stau puțin altfel decât se văd de la distanță. Supraproducție de fapt nu ar fi. Problema apare prin lipsa centralizării producției și prin lipsa centralizării culturilor noastre, care ar duce la scrierea unor programe corecte și de control al nostrei ca și legumicultori sau ca și activitate de producție a legumelor, care ar duce la un control al prețului în piață, ca și paranteză, în același program, vorbind de programul de minimis, roșia s-a vândut și cu 60 de lei pe tarabă, s-a vândut și cu 3 lei, ceea ce nu este deloc corect, adică trebuie făcut un echilibru. Deci, de ce spuneți că nu e corect? Nu e corect că s-a vândut cu 60, că, mă rog, erau trufandele atunci, spuneam. De la producător nu a plecat cu 60 de lei, trei programe dedicate special fiecarei parte de producție, adică vorbim de costuri diferite și de lucruri diferite între roșia sau culturile produse cu încălzire, vorbim de niște costuri enorme acolo și sunt lucrurile total diferite față de roșia care apare în perioada asta, care a apărut de acum o lună, făcută roșie produsă în solare neîncălzite sau la rece. Însă se încadrează în același program care nu... Face diferența între o roșie care este crescută prin încălzire care și costurile sunt mari cu una care... Care nu face un echilibru, un program care nu face un echilibru de producție.
avem întotdeauna în timpul, în perioada lunii iulie, începutul lunii iulie, apare un blocaj de roșie, în primul rând datorat importurilor care nu se opresc, datorat lipsei de asocieri ale producătorilor români care nu poate să pună produsul pe raft. Dar chiar așa, domnule, de ce nu vă asociați? Ce vă împinge? De ce nu s-ar... Cine împinge? În toată lumea asocierea s-a făcut... Ce vă ține? În toată lumea asocierea s-a făcut prin motivare. Și ce motivare trebuie să aveți să vă asociați? Programele de minimis, programele de ajutorare trebuie duse în direcția asta. Trebuie duse în direcția asta în a reuși să ne vindem produsele, în desfacere, în ambalare, în etichetare, în transport. Sunt foarte multe lucruri în care noi am rămas la nivelul anilor 90, iar țările de lângă noi s-au dezvoltat în sensul ăsta, în direcția asta, la un nivel pe care e greu să-l mai atingem noi. Bună întrebare. E vina producătorilor, e vina autorităților, e vina statului, e vina Ministerului Agriculturii sau fiecare are partea de vină? Problema pleacă, nu e de actualitate recentă. Deci politicile agricole nu au dus în sensul ăsta al dezvoltării părții de comerț al producției autohtone. Asta trebuia începută de mult. Vedeți ce se întâmplă în Polonia, vedeți cât de bine dezvoltați sunt ei. Au gândit toate măsurile în direcția asta, în direcția, în primul rând, în direcția comercializării, pentru că dacă ai un preț bun, ești motivat mult mai bine să produci decât te motivează un program de minimis. Un program de minimis este o compensare sau un ajutor de stat sau o subvenție, este o compensare a unor costuri de producție mai ridicate sau al unui preț de vânzare mai mic, dar este o compensare. În schimb, noi nu muncim pentru compensări ale pierderii. Nu ne dorim pierdere, noi ne dorim încasări din comercializare. Ori încasările din comercializare le putem face la ora asta în 2023 dintr-un comerț european, dintr-un comerț modern. Pentru că toți oamenii, consumatorii, tind să intre în hipermarket, acolo unde găsim o parcare la intrare, la ușa intrării, un căruț cu care să ne împingem marfa și autoservire. Ceea ce înseamnă un comerț modern, cât se poate. Cum s-ar face un comerț modern în țara asta? Prin politici de... Cum? Direct, așa. Spuneți cum. Stimularea asocierii între producători. Stimularea asocierii între producători, păi, și stimulați-vă educarea... între dumneavoastră întâi, ca să puteți întinde mâna și bate cu pumnul de asta să mai departe. Lucrurile, politicile sunt nu sunt de actualitate recentă. Politicile care au dus... Păi cum să vă stimuleze să vă asociați Ministerul Agriculturii, domnule Chesu? Educarea fermierului. Educarea fermierului? Corect, da. Împingerea acestuia, controlul calității, împingerea acestuia... Păi dacă sunt unii care nu vor și nu vor și nu vor și iară nu vor... Cernerea lor. Sau sunt... Păi cum? Că e o țară liberă, n-ai cum să... Prin ce fiscalizare. Face? Asta e boală grea. Prin fiscalizare se cern producătorii care vând mult produs la negru, care speculează, care produc multă trufanda, care nu vor să se adapteze actualităților. Se cern, bineînțeles, comercianții, cel mai important. Trebuie controlul adaosului comercial, ca omul să poată să mănânce la un preț corect produse la un preț corect, produse care nu trebuie să fie sănătoase. Speculate. Uh-huh. Nu, al cărei preț să nu fie speculat. Știm ce se întâmplă de 2-3 săptămâni încoace, roșia românească se vinde în jurul prețului de un leu. Unde, domnule Chesu? În toate bazinele legumicole, prețul de plecare de poate la poarta fermei, prețurile de angros se învârt în jurul cifrei de un leu. Sunt zile când fluctuează, ajung și la 1 leu 50, 1 leu 60, dar se vând și sunt zile când se vând cu 1 leu. Bun, castravetele la ora aceasta, da? Castravetele la ora aceasta este între 0,8 și 1 leu. Am înțeles. Iar acum o jumătate de oră ies dintr-un hipermarket, da, și domnule castravetele este 3,99. Iar de la noi pleacă cu 1 leu. Deci diferențele prea mari. Dar vorbim pe cantități mari. Vorbim de cantități mari, da. 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 Pentru că dacă ne ducem în piață, în orice piață ne-am duce, e și asta o realitate și e dureroasă. Eu vorbesc acum din punctul meu de vedere ca și consumator, prețurile sunt mai mari decât în supermarketuri. De-aia, lăsând la o parte parcarea și ce mai spuneți dumneavoastră, mă duc în supermarket. Și iau de acolo. Tot produs românesc, să știți. Eu vă dau dreptate și lucrurile astea ajung tot din cauza lipsei de fiscalizare. Pentru că în piețe un producător nu are timp să-și comercializeze produsele.
cei care au parte de producție, să zic, și au atestat de producător, își termină foarte repede producția sau ceea ce cultivă ei și își continuă activitatea de comerciant, fără fiscalizare, bineînțeles. Apoi, prin fiscalizare se pot controla, se poate controla cifra de afaceri, se poate centraliza producția, se poate verifica adausul comercial, se pot face multe lucruri care la sfârșitul unei ciclu de producție pot aduce grafice care pot conduce către intervenții pe anumite perioade de timp, pe anumite culturi, pe anumite produse deficitare, pot îndrepta anumite produse care depășesc necesarul, le pot îndrepta către altă direcție. Fiscalizarea, eu zic, e cheia, soluția. Bun, cine trebuie să facă fiscalizarea? Organele statului. ANAF-ul, în primul rând, nu? Toate instituțiile statului, plecând de la Direcția Agricolă, APIA, ANAF. Păi cum să facă Direcția Agricolă fiscalizare? Foarte simplu, subvenții pe cantități. Nu subvenții la suprafață, nu subvenții pe 3.000 de kilograme recoltate sau comercializate, nu. Subvenție pe întregul ciclu de producție. Păi asta trebuie verificare la fața locului. Se pot găsi soluții. Multă muncă și efort. Cu multă muncă și efort, da. Dar cum noi, putem să pe partea asta birocratică, ne-am obișnuit să stăm cam cu fundurile pe scaun, că ați văzut ce s-a întâmplat cu azilurile groazei, da? Că dacă erau unii care își ridicau fundul, hai, acopera 1, acopera 2, acopera 3, dar dacă se duceau și își ridicau, mișcau fundurile și se duceau acolo, de la JPIS până la... Da, din ăia 5, tot găseai unul care să zică, bă, nu e în regulă, nu se poate așa ceva. Da, am stat și am făcut din pix la birou. Și dacă îi întrebi, deci dacă te duci acum la Direcția Agricolă și întrebi, bă, de ce nu vă duceți pe teren să vedeți în programul Tomata? Uite, dau exemplu, programul Tomata. Bate casa cu masa, adică cultivă la atât cât declară sau are un solar și spatele lui e buruiana cât solarul? Sunt situații când într-adevăr sunt solarele cultivate decât pentru fotografii în față, adică sunt cultivate până la capăt, că altfel vă dați seama că se fac verificări, dar nu au producție, sunt plantele, culturile neglijate și sunt producători care vânează strict subvenția, însă sunt... Bun, cum îi oprim pe ăștia? Cum îi oprim pe ăștia care vânează subvenția? Păi, nelegarea măsurilor de rezultatul politic al votului. Sunt măsuri care sunt făcute dedicate pentru rezultat politic. Din păcate. Da. Dacă vrem și dorim performanță, putem foarte simplu modifica spre performanță. Adică dumneavoastră ziceți așa, că eu așa înțeleg. Încerc să înțeleg, a spus că am alambicat la faza asta cu politicul. Mă să ziceți așa, că închid ochii, unii care sunt la guvernare, indiferent că e PNL, că e PSD, că e UDMR, că așa, da? Că e USR, că toți au fost până la urmă, să nu deranjeze, doar să... E vorba de... Să obțină niște voturi. E vorba de un număr mare de producători. Noi în legumicultură, suprafața totală nu este una foarte mare, dar... ca și număr de oameni implicați, suntem foarte mulți în legumicultură. De când de la antreprenori până la zilierii care stau în curtea antreprenorului, păi, și care au contact permanent. Domnul Dumnezeu, să merte Dumnezeu înseamnă că e bine. Că vă merge bine dacă sunteți așa mulți. De-aia pe o suprafață mică cultivată. De-aia mă laud de 20 de minute de când discutăm. Da. Nu? Nu, serios acum. De-aia mă laud într-una. Poți să pun și eu întrebarea asta. Da. Știu că nu vă merge bine și că e greu. Că știu. Dar... dacă sunt așa mulți, de ce ar fi dacă nu le-a reușit? Sunt. Dar sunt unii care nu muncesc ca dumneavoastră, zi lumina, nu? Sunt mulți care lucrează sezonier afară și printre pauzele lucrului de afară vin și își cultivă și cât un solarel sau mai fac și cât o cultură de ceva pe aici prin țară, dar foarte mulți, mare parte a veniturilor le au din munca de afară, din străinătate, din păcate. Că oamenii s-au resemnat cu lipsa profitului din munca cinstită și cinstită și afară, din munca pământului în țară și își aleg să plece. Deci nu cred că am, nu știu, nu cred că am 20% din fermieri la mine în localitate care să nu plece sezonier măcar o dată iarna.
să nu părăsească țara sau care să nu aibă pe cineva din familie care să lucreze constant afară, în străinătate. Bun, la ora asta, când vorbim, dumneavoastră ce aveți? Aveți roșii, aveți castraveți? Avem roșii, castraveți, varză, vinete, acoperim... Și pe câmp și solarii, nu? Da. Avem 6.000 de metri pătrați solar, spațiu protejat, și 5 hectare câmp. Avem încă 2 hectare și 40, le-am avut cu varză timpurie. Câți oameni aveți la muncă? Avem 10, din care 9 vin constanți. Întotdeauna avem o rezervă. Bun. Ce faceți cu produsele? La ora asta le lăsăm pe lujer, le lăsăm pe plantă. Absolut tot ce avem de vândut în perioada asta nu reușim să vindem. Am plecat, problemele apar de la 1 iunie cu varza extra timpurie. A fost un decalaj de timp din cauza înghețurilor târzii de primăvară. Am avut niște probleme cu stagnarea răsadului sau culturii înființate și noi, deci decalasem, noi decalasem culturile astfel încât să recoltăm eșalonat, dar au stagnat din cauza înghețurilor și apoi au plecat toate odată și a fost, toată cultura a trebuit recoltată într-o singură perioadă. Nu doar la mine, în toată zona asta de producători de varză extra timpurie, că vorbim de moțăței, cilieni, grădinari, strejești, toată a apărut odată și a fost un blocaj. A fost un blocaj real atunci pe piață. În perioada aia am reușit să recuperăm din pierderi și să rămânem decât cu vreo 15.000 de lei pierdere. Deci asta e o reușită. Că puteam să pierdem mult mai mult. Așa că am început cu stângul. Am legat cu stângul. Roșia, noi nu avem încălzire. Ieșim ca orice producător normal. Am ieșit cu ea după 20 iunie. Am reușit să vindem o parte mică, să zic, la un preț oarecum corect. Apoi am intrat în blocaj, nu am reușit să vindem mai deloc. Greu, cu cantități mici, reușim să fim la zi cu recoltatul, dar sumele încasate sunt destul de mici. Castravetele avem depozitat în niște mașini de transport o parte, într-un depozit o parte. Și pe lujer cea mai mare parte, pe plantă. Păi și ce faceți cu ei? Nu reușim să... Mă gândesc la defrișare, însă tot sper într-un deblocaj. Poate reușim să deblocăm lucrurile și săptămâna viitoare să reușim să livrăm. Unde livrați de obicei? Către market, către retail. Deci ați reușit să intrați... Nu livrăm direct, noi livrăm printr-un partener. Nu, dar contează, nu vreau să știu chestiunea asta, dar livrați. Din 2017 noi suntem feriți de piața liberă. Lucrăm, practic... cum să zic, cu circuit închis. Nu prea ne știe nimeni cu marfă la vânzare pentru piața liberă. Eu sper să reușim să deblocăm lucrurile. Acum lucrurile nu arată deloc bine. Acum nu mai aveți... De ce nu mai intrați acum în retailer? Sunt comenzile foarte mici. Livrăm în continuare. Comenzile retailerilor sunt mici. Deci marfa care este stocată acum este ambalată pentru livrare. E ambalată în lăzi pentru retail. Cum se fac? Cum vă face retailerul comanda asta? De pe o zi pe alta, de pe o lună pe alta, de pe o săptămână pe alta? De pe o săptămână pe alta. Însă dacă există blocaj, propunerile nu sunt acceptate și vin modificate în sens negativ. Adică în sens de, dacă vă cere pentru săptămâna viitoare, dau un exemplu, 100 de kilograme, e posibil să nu vă, să duceți jumătate sau chiar deloc, nu? Propunerile se fac, suntem un grup de 5-6 fermieri activi acolo și propunerile se fac după ce suntem consultați fiecare. Dacă eu propun să zicem 3 tone de produs în 3 livrări, adică o tonă pe livrare, deși vorbim de o cantitate destul de mică acum, dar cantitățile sunt mai mari, să dau așa un exemplu, o tonă pe livrare, de la 5 producători 5 tone pe livrare, se pot livra 5 tone pe livrare, oricum un hipermarket mare consumă foarte multă cantitate de produs, propunem 6 tone ca să avem rezervă, că poate avem o producție mai mare și n-am estimat corect, propunem 6 tone și pot veni tăiate, cum e cazul vinetei pentru săptămâna viitoare, la 560 de kg pe livrare. Vă nenorocit. Da, cine să ducă, cât să ducă. Când toți avem mai multe tone. Da. Și de ce e chestiunea asta așa fluctuantă?
Adică nu se vând vinetele în magazin acum sau cum? Care e explicația? Vreau să înțeleg. Nu, în fiecare an vânăta începe să... Păi și atunci cum? De la o tonă ați ajuns la 560? În retail se consumă vânătă în perioada asta. În piața liberă merge puțin, se deblochează vânăta undeva după 10 august. Însă noi întotdeauna aveam comenzi și livram cantități mari în perioada asta. De unde e blocajul? Vreau să-mi spuneți de unde e blocajul. Tot cred că depozitele sunt pline de produs importat pentru că nu am avut capacitate să livrăm săptămânile anterioare de produsul respectiv. A, deci au marfă în depozit de produse importante și importate și atunci ei trebuie să-și elibereze stocurile. Am înțeles. Dar se poate întâmpla ca previziunile lor să nu fie corecte pentru că ei fac comenzile sau reduc sau acceptă propunerile în baza unor previzionări ale lor și previzionările pot fi incorrecte și atunci sperăm să fie așa și atunci ne putem trezi la livrarea de joi, săptămâna viitoare, să zicem, poate să sune și să ceară o supracomandă. Domnule Chesnu, de ce ar lua un retailer marfă importată în detrimentul mărfii noastre românești? Pentru lucru cu furnizorii. Dacă noi nu avem capacitatea să ne unim și să ne asociem prin cooperative, grupuri de producători, uniunea firmelor, sunt tot felul de forme de asociere. Pe hârtie sunt? Avem? Da. Pe hârtie. Da, pe hârtie sunt. Dacă nu reușim să ne asociem corect, la modul lucrativ, nu doar teoretic, dacă nu reușim să ne asociem și să ducem cantități, normal că ei nu o să lucreze și vrem să livrăm individual, că toată lumea vrea să livreze la market, dar toți își imaginează că o să urce marfa într-o mașină și o să ducă de capul lui la platformă. Acolo o să fac niște documente și să lucrează centralizat și nu o să lucreze niciodată retail-ul cu 2000 de furnizori. Corect. Poate să lucreze cu 3 furnizori care fac import. Nu o să-și bată niciodată capul cu atâția, vă dați seama ce personal, cât personal de lucruri ar trebui, cât ar trebui să dezvolte ei biroul comercial și câți oameni ar trebui să lucreze pentru mail-uri, pentru telefoane, pentru previzionări, pentru calitate, pentru etichete și pentru toate detaliile astea, pentru centralizarea producției și apar și surprize, vă dați seama că apar surprize, întotdeauna se trimit cantități mai mari sau uneori mai mici, depinde de ce se întâmplă în teren în ziua respectivă și atunci vă dați seama ce nebunie și ce dezastru ar fi pe platformă. Deci până la urmă pleacă necazul ăsta tot de la lipsa asocierii. Lipsa asocierii care pleacă din politicile anilor anteriori, care pleacă din lipsa fiscalizării. Eu nu înțeleg de ce spuneți politicile anilor anteriori și politicile anului ăstuia și politicile vieții care va să vină. Doar pe dacă nu vreți să vă asociați, eu asta nu înțeleg. Cu ce vină are statul ăsta, indiferent cum s-o numire instituția respectivă, că nu vă puneți la masă și nu vă asociați? Nu dau vina pe stat. Toate exemplele pozitive ale țărilor dezvoltate, toate exemplele pozitive trebuie sunt controlate și gestionate de stat. Trebuie să vă oblige statul să vă asociați? Vă întreb și toate așa. Toate s-au făcut prin stimulare. Toate asocierile s-au făcut prin stimulare, că a fost vorba de o subvenționare a ambalării, că a fost vorba de o subvenționare a transportului, că a fost vorba de dirijarea unor subvenții strict. Ce trebuie să facă Ministerul Agriculturii concret, imperativ? Ce trebuie să facă Ministerul Agriculturii să vă stimuleze, să vă buniți în asocieri, să avem în țara asta 3 asocieri care să zbârnie, să cumpără și noi românești. Să dirijeze subvențiile printr-o formă de asociere. Simplu tot. Nu beneficiezi de niciun program și de nicio măsură dacă nu ești membru într-o cooperativă și dacă nu vinzi prin acea cooperativă. Toată producția, nu doar necesarul pentru Casa subvenție. Unirea? Gen Casa Unirea? Casa Unirea poate fi o soluție. Dacă este gestionată de cine trebuie și este controlată și manageriată corect, Casa Unirea poate fi o măsură de legătură între retail și producător. Da, Casa Unirea poate uni 80% din producătorii români. Nu 100%, pentru că mai sunt care sunt organizați deja. Și poate nu vor să livreze prin Casa Unirea din motive politice, din motive personale față de conducătorii de acolo, dar 80% Casa Unirea poate atrage 80% din producătorii români. Indiferent, nu vorbim doar de legume, vorbim și de carne și de brânză și de lapte. Da, absolut tot. Bun. Spunea ministrul Barbu că intenționează să facă din această Casă Unirea o pârghie pe care, mă rog, o solicitați și dumneavoastră. Casa Unirea poate fi ambalatorul, transportatorul, negociatorul. Da, și că vrea să facă parcă 15 centre, caut acum ca să vă dau declarația exactă.
că, stați așa că mi-a apărut Ucraina, eu m-am săturat de Ucraina asta, deci m-am săturat până peste cap de Ucraina, vă spun sincer, empatia în față de oameni ăia, dar și noi nu ne ocupăm decât de tranzitul grânelor Ucrainei, de cerealele Ucrainei, de importurile Ucrainei și ai noștri... Ale noastre nu se recoltează, am văzut că sunt zone unde nu se recoltează, că nu au unde să le depoziteze. Deci, pe cuvântul meu, dacă nu mai pot cu Ucraina asta. Slavă Ucraina, dar hai să ne mai uităm și la noi în ogradă, că murim fraților, adică nu e chiar așa. Dar asta e ce să facem. Bun, zicea că vrea să facă 15 centre și Oltu ar fi oarecum în... Adică nu oarecum, este printre ele, gata, am găsit. Deci am discutat despre viitoarele măsuri și programe și am promis că anul viitor vom inaugura primele centre regionale de legume și fructe. Vor fi în total 15 centre construite în zonele legumicole, proiecte care vor fi realizate în parteneriat cu administrațiile locale și Casa Română de Comerț Unirea. Cum vi se pare asta? Deocamdată e pe cale orală, nu știu, în fapt, ce-o fi. Logistica e una destul de simplă, care, bineînțeles, implică niște costuri mari, dar, din ce știm, n-ar fi problema acolo, al costurilor. Logistica ar fi una destul de simplă. Dacă ar exista probleme în costuri sau o limitare de cheltuieli, atunci ar putea să... Sunt clădiri care pot fi amenajate în sensul ăsta. Sunt clădiri, cred că, în fiecare zonă. Există undeva foste centre de nu știu ce și care pot fi amenajate în sensul unui depozit de tranzit. Nu trebuie depozit frigorific la carne, lapte, lactate, la produse congelate. Acolo trebuie congelator obligatoriu. Nu poți să tranzitezi marfa necongelată. Nici măcar ca să faci reambalarea sau resortarea sau etichetarea, trebuie să lucrezi în camere cu frig. Dar la legume nu trebuie decât depozit de tranzit. Adică îți trebuie o rampă unde să descarci și câteva rampe unde să încarci mașina ca să plece mai departe. Și o zonă acoperită ca să poți să construiești paleții, să-i etichetezi. Da. Destul de simplu. Lucrurile destul de simple, nu sunt deloc complicate. Și totuși l-am văzut pe fostul consilier al domnului ministru al agriculturii, Daia, la o emisiune luni la un coleg, la colegul Alin Dorobanțu, marți, da? Că era foarte vocal și foarte supărat și pe clasa politică și pe domnul ministru, până și pe primarul Slatine Emil Moț era supărat, era supărat pe viața așa, pe toată lumea și vorbea exact de chestia asta, că aruncăm roșiile, că se strică, că 50 de bani, că da, timp de 4 ani de zile, adică 2 cu 2 și cu 1 jumate și cu cât a mai stat domnul respectiv, slăvit să-i fie numele, dar nu îl pronunț, că... Pe poate e supărat și pe dumnealui. Că nu vreau să-l pronunț, mai ales că nu e de față și na, nu, dar era, eu nu știu, nu l-am auzit niciodată, a fost totuși aproape 4 ani de zile consilierul domnului ministru Daia. Eu nu știu să fi strălucit în ceva, să fi făcut ceva, să... nu știu. Și era foarte supărat, adică, ba chiar ne certa și pe noi consumatorii, că ne-am învățat așa. Domne, ne-am învățat să nu mai ne luăm picioarele la spinare și să nu mai cumpărăm, să ne ducem să cumpărăm din supermarketuri. Că să spunem că vine cu mașina în casă, ne le aduce la scară. Da, acum, domnule Chesnoiu, să-mi ierte Dumnezeu, că am fost și eu în piața aia volantă pe acolo, că acolo sunt producătorii dânsului, cel mai mult. Eu n-am fost alt producător decât în asociația respectivă. Păi când îmi dai lubenița cu 2,99 și în Carrefour, că zic Carrefour, na, că zic, e 1,99 și e tot românească, păi mă duc, frate, și mi-au de acolo. Nu știu cum să spun, că o mai fac și la mișto cu mine. Când brânza de bivoliță e 60 de lei și în supermarket e 35 de lei, păi mă duc și mi-au, domne, de acolo, nu? Că toți suntem cu arici în buzunar sau mai știu eu cum. Și când îmi dai roșia cu cât mi-o dai, că iară e aproape dublu decât e în supermarket și vorbesc de roșia românească, deci credeți-mă, vorbesc strict de produsele românești.
Să mă ierte Dumnezeu, nu trebuie nici să mi-o aduci în casă, nici să mi-o bagi în gură, nici trebuie să... Adică eu înțeleg așa, Dumne, eu înțeleg, vin și cumpăr. Sunt nu patriot, cum spunea dânsul, că ne dăm toți patrioți. Nu, Dumne, eu nu sunt patriotă. Eu sunt, uite, mai echilibrată și mai rea așa. Și mănânc românește, că eu turcește n-am mâncat niciodată și nici nu o să mănânc în viața asta. Mai bine nu mai mănânc decât să mănânc turcește, turcești. Dacă văd că încerci într-o zi să-ți dublezi profitul, adică tu o vinzi cu 50 de lei la poartă, te vezi că o vinzi cu 50 de lei la poartă și mie mi-o dai cu 3 lei, zic așa, dau un exemplu. Păi tu ce faci acum? Tu pe spatele meu încerci să-ți faci profitul, să-ți acoperi pierderea cu 50 de lei la poartă și te mai și superi pe mine că nu ți-o cumpăr. Păi nu ți-o cumpăr că nu suntem, adică ori suntem într-o relație de parteneriat corect, ori suntem pe concurență neloială. Eu am încurajat, prin toate aparițiile mele, am încurajat consumul de produs românesc. În niciun caz nu am zis sau n-am împins oamenii către piața liberă. Păi nu, domnule, privind fiscalizarea și măsurile de care vorbeam mai devreme, eu mă duc și cumpăr românește din supermarket. Noi avem nevoie de un comerț cât mai corect. Noi avem nevoie de un comerț constant și de volum mare. Iar hipermarketul e ceea ce ne oferă nouă la ora asta. Dar nu mă duc din comoditate, cum spunea domnul. Noi împingem decât și rugăm consumatorii să aleagă produs românesc. În primul rând pentru că e controlat, în al doilea rând pentru că ne ajutăm economia, în al treilea rând pentru că ținem oameni în țară, în al patrulea rând pentru că fiscalizăm și pentru că aducem bani la buget. Dar nu mă duc să-mi iau de unde mai ieftin. Piețele volante sunt din nou o pârghie pentru câștiguri electorale. Da, domnule, foarte bine sunt să... Acum, nu știu. Părerea mea e că se face foarte multă promovare pentru trei tarabe, pentru trei corturi, eu zic că... Pentru trei corturi, vii tu și faci praf tot... Hai, lăsați-mă că nu mai electorală n-a fost asta. Sau, mă rog, are dânsul alte nu știu chestiuni cum să, în cap. Cum să explic. Dar eu asta vreau să spun și nu vreau să intrăm foarte mult pe tema asta. Eu vreau să vă spun decât atât. Că... mănânc românește, am mâncat dintotdeauna și mănânc în continuare, mai ales că eu de la țară n-am de unde să iau. Eu n-am grădină la țară, n-are cine să-mi pună, n-are cine să mi le ude, nici n-am unde să mă duc să mi le iau, deci eu sunt obligată, într-un fel sau altul, să cumpăr de aici. Și sunt obligată să cumpăr de aici, atunci normal că cumpăr românesc. În primul rând românesc, turcesc, n-am cumpărat niciodată și nici n-o să cumpăr. Nu cumpăr. Nici nu pot, adică eu înțeleg să te ajut, dar mă duc și cumpăr o roșie românească și dintr-un supermarket, că e la jumătate de preț pe cât mi-o livrezi tu mie, nu? Și gândiți-vă că acum vorbim la chestia asta de oameni care au o pensie mică. Deci dacă vrei să vinzi într-adevăr, nu mă pune să, adică oferă-mi o șansă. Ce vrei până la urmă? Să vinzi 5 kg cu 3 lei sau să vinzi 50 de kg cu 2 lei? Să nu mă mai duc la supermarket, să vin să iau direct în piață. Mai ales în contextul blocajelor prin care trecem. Vă dați seama că cu atât mai asta mult suntem blamați cu toții. Toți producătorii vom fi criticați și acuzați. Eu nu vă acuz, eu vă spun care e realitatea. Nu, dar un pensionar care alege să cumpere din piață sau din piața volantă și găsește produsul de două ori mai scump decât într-un supermarket, vă spun dar eu. Ne și acuză pe noi, pe producători. Păi și atunci nu... cu toții pierdem. Nu? Asta vă spun că poți să te superi când ai dreptate. Dacă n-ai dreptate, gura mare nu aduce nimic bun. Pentru că nu aduce, nu... Iau prazul cu 20 de lei, în afară de faptul că eu nu știu de unde e prazul ăla, cât l-o fi ținut, până ce beci, până ce pământ, Da, mă rog, praz românesc, 20 de lei când am vrut să cumpăr praz. Păi în supermarket e 7. Adică, despre ce vorbim? Bun. Dacă ar fi domnul Barbu aici, lângă dumneavoastră, cum a mai fost, că o să pune misiunea și o să se uite, ce aș cere să facă? Are foarte mult de lucru în pătrile. Nu, dar așa, bine, nu îi cereți totodată că e și el om. Prioritar, așa, de mâine, de ieri, ce ar trebui să facă?
Din punct de vedere... Vorbesc strict pe partea dumneavoastră asta zic, de... Din punct de vedere de al părții mele de producție, schimbarea programului Tomata. Acum, urgent, trebuie să înceapă lucrul la schimbarea programului. Acela prelungit. Nu are nimic. Oamenii trebuie să-și ia banii și așa rămân cam singurele încasări. Da. Dar trebuie modificat, trebuie schimbat, trebuie regândit cu totul. Că nu trebuie să meargă decât pe o axa unui singur produs, care teoretic ar fi deficitar, deși părerea mea că sunt altele deficitare. Trebuie schimbat programul Tomata, iar măsurile, suma totală dedicată programului trebuie dirijată într-un alt fel. Ziceți așa că trebuie schimbat la modul că trebuie extins să intre și alte legume? Nu. Sau, da? Nu, trebuie dirijat pe altă parte, pe altă cale, exact cum am vorbit mai devreme, de ambalare, de asociere, de transport, de, nu știu, de încurajarea producției pe cantități, de făcut separat program pentru cei care folosesc încălzire dacă se vrea trufandaua puțin mai ieftină, dar cu control al prețului. Bineînțeles că luăm subvenții și vindem cu 60 de lei, nu mi se pare absolut deloc corect, pentru că orice subvenție, subvențiile nu sunt făcute ca să încurajeze producțiile în scopul performanței fermierilor. Subvențiile sunt date pentru a controla prețul la final, prețul de vânzare, sunt făcute în scopul ajutorării consumatorului, că altfel ne-ar da subvenții și ar face export și am produce subvenționat și am dat în țările arabe și ne-ar dezvolta pe noi. Nu, scopul subvenției e ca omul să mănânce, de consumatorul să mănânce, da, controlat și calitativ și ca preț. Ăsta e scopul subvenției și atunci tu trebuie să faci subvenția în așa fel încât ca rezultatul final să fie fiscalizarea, ca să-ți recuperezi banii cheltuiți pe subvenții, chiar să faci profit ca stat din recuperarea, din fiscalizarea produselor și omul, cetățeanul să fie mulțumit că a contribuit pentru crearea subvenției acelea pentru a mânca controlat. Bun, în opinia dumneavoastră, după opinia dumneavoastră, schimbarea acestui program Tomata ar crea neplăceri și nemulțumiri sau nu? Bineînțeles că ar crea neplăceri și nemulțumiri. Domnul de care ați discutat mai devreme, 4 ani de zile a lucrat la cu foarte multe voci care vor spune că nu e bine. Mai ales cei care s-au implicat direct și care își asumă construirea programului Tomata vor fi nemulțumiți complet și total și vor fi foarte vociferi. Dar lucrurile trebuie adaptate. Într-adevăr, în primul an de program Tomata, mulți fermieri s-au dezvoltat și pe partea de spațiu protejat. Într-adevăr, atunci a fost un succes în primul an, dar apoi totul a devenit un dezastru. Și lucrurile trebuie continuate și regândite și adaptate, pentru că ce a fost odată bun, e clar că de-a lungul timpului trebuie adaptate și modernizate lucrurile. Exact ca și la o mașină, ca și noi cu viața noastră, trecem mereu, adaptăm lucruri și învățăm lucruri și facem lucruri noi. Programul Tomata în 2018, cred că a fost primul an, nu greșesc? Da, nu. Cred că 2018, în 2019 au răsărit o grămadă de sorele în jur, pentru ca după 2020 să rămână abandonate sau să fie cultivate decât pentru fotografii, pentru program, neaducând aport în piață. Adică un fermier care încasează 3.000 de euro, eu zic că trebuie să aducă marfă în piață, pentru că subvenția e făcută din contribuțiile cetățeanului, al omului de rând, consumator de produs, și omul acela trebuie, în loc de 7 lei sau de o speculă de 60 de lei la roșie, trebuie să o consume cu 7 lei. Deci ziceți așa că, dumneavoastră ziceți așa că acum programul Tomata e mai mult decât trebuie un fel de sursă de finanțare și atât. Adică doar suge bani, dar nu livrează ce trebuie, nu? Nu livrează ce trebuie, da, și mai mult decât atât creează blocaje. Și creează blocaje și distruge o grămadă de ferme la ora asta mici. Bun, alt program la care s-ar mai putea extinde... Noi nu prea mai avem alte programe în legumicultură. Am avut sprijin cuplat prin PNDR. Am avut sprijin cuplat prin PNDR. Aveam 7.600 de euro sprijin minim pe fermă, pe hectarul de spațiu protejat, pardon. Și negociasem o creștere, o majorare din ajutor de stat până, cred că dacă nu greșesc, până la 13.600, o majorare graduală de la an la an, și aveam negociat la Bruxelles majorarea din buget
propriu, nu s-a făcut niciodată, dimpotrivă au existat diminuiri și redistribuiri ale quantumului pentru legumicultură, pentru spațiu protejat, au fost redistribuiri către orezării într-un an 2021, cred, sau în 2020, pentru cartoful de industrie, pentru alte domenii. Nu zic că nu ar fi avut nevoie, însă eu spun că din punct de vedere al investiției într-un spațiu protejat al unui hectar... Avem noi orezării în țara asta? Da, e deținută de un singur proprietar și erau niște milioane de euro care erau dirijate acolo. Atunci, adică se mai fac și dedicații. A fost anul când s-a înființat Uniunea Salvând Țăranul Român și munca domnului Păunel cu acelorași colegi, cu și a mea, cu aportul tuturor, am reușit să oprim lucrurile astea. Cu ajutorul dumneavoastră, al presei, bineînțeles. Și am reușit să oprim lucrurile astea. S-a revenit la plafonul inițial negociat minim la Bruxelles. Dar acum, în PNS, plafonul a scăzut la 1860, cred, sau 1960 de euro per hectar. Asta nu înseamnă deloc o motivație pentru a produce. Da. Am înțeles. Deci, schimbarea programului Tomata din temelii, ziceți dumneavoastră. Readaptare. Da? Da? Construirea unui program de subvenționare... Trebuie să vă opresc. Trebuie să iau publicitate. Dar, pe pauza de publicitate, până vorbim cu preferatul meu, tânărul antreprenor, cel mai tânăr antreprenor, vreau să vă mai gândiți și să mai îmi spuneți încă două, trei lucruri pe care ministrul Barbu, ministrul agriculturii, ar trebui să le facă repede, de așa manieră încât să ne fie bine la toți. Și dumneavoastră, și dânsul lui, că e ministrul agriculturii, și nouă consumatorilor, că acum știți cum e, fiecare cu ce-l doare. Pe mine mă doare că sunt consumator și pe dumneavoastră vă doare, de fapt suntem legați unul de celălalt. Publicitate și ne întoarcem. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Din nou direct, doamnelor și domnilor, invitatul meu și în mod special noastră în această seară, Dragoș Mihai Chesnoiu, legumicultor, antreprenor la Sere Chesnoiu, dar spuneam că am o surpriză după pauza de publicitate și că o să vă prezint cel mai tânăr legumicultor, cel mai efervescent, omul mic, care o să crească mare. Da? Bine, o să crească mare, am făcut un pleonasm. O să crească, că nu poți să crești mic. Care o să crească și o să devină om mare așa, și la propriu și la figurat, o să vă spun mai pe finalul emisiunii de ce. Bună seara, Vladi! Bună seara! Tu ești Vladimir, da? Da! Și eu am spus despre tine că ești cel mai tânăr antreprenor, da, legumicultor din județ și din țară. Da, așa e. Așa e. Câți ani ai? 6. Vreau să spui și mie ce faci tu de dimineață. Aolo, te duci la școală la toamnă. O, da, știu. Da, nu prea e bine, dar n-avem încotro. Dar las, crești. Și... o să termin. Se termină școala asta odată și odată. Acum, a început e mai greu. Spune-mi, te rog, ce faci tu? Te trezești dimineața cam pe la ce oră? Mă trezesc pe la 1. Bro, pe la 1? Mai devreme. Cred că mă trezesc pe la mai devreme. Da? Bine, tu lasă, să nu șoptească bro nimic, da? Să te lase pe tine. Și... bun, te trezești, da? Bănuiesc că mănânci ceva, îți dă bunii să mănânci, nu? Mama e, da? Da, îmi faci cartofi. Bă, mă, bun. Și după aia te duci în câmp sau unde? În câmp cu stropitoarea, roșiile castraveții. Așa? Ai stropitoarea ta mică sau ai una din aia mare? Da, una de aia mare. Și poți tu să o ridici pe aia mare cu apă? Da. Da? Da. Bun, și vorbești cu plantele, am văzut. Da. Ia, uite, ce le spui la castraveți? Zici și mie ce le spui la castraveți. Când ce? Le uzi. Am văzut că vorbești cu plantele, cu legumele când le uzi. Ce deci, le spui? Le spun, o să creșteți mari când vă ud. Da? Da. Pentru că apa e cum e apa? Cum ai zis că e apa? Magică. Magică, da. Și la roșie? Am văzut că ai mușcat din roșie, direct din frejă, ai luat-o și ai mușcat din... Da.
Și cum e roșia? Ce gust avea? Bună. Bună? Gustul copilăriei, ziceai tu acolo? Da. Da? Dar da. Tu știi cine a mai mușcat din roșie? Cine? Nu știi? Cine? Nu ți-a spus bro? Hai că spun eu acum. Dar să fie secret între noi doi, da? Da. Ministrul Agriculturii mușca din roșie. Și de-aia eu zic că tu să te faci ministrul agriculturii când o-i fi mare, nu? Da. Îți place, nu? Da. Dar până te faci ministrul agriculturii, ce vrei să te faci? Agricultor. Zim, hai! Meseria ta. Ce vrei tu? Ce-ți place ție? Meseria ta. Te-am întrebat acum un an și ziceai că vrei să te faci polițist sau pompier, nu mai ții minte. Acum exact. Agricultor. Agricultor? Da. Și mai exact? Mai exact? Ce vrei să mai exact? Cultivi? Căpșuni? De, ce vrei să cultivi? Prima dată sunt cu legumele, deci... Așa. Varză, vinete, roșii, castraveți... Dar dintre toate legumele, ce, care e preferata ta? Roșia. Roșia? Da. De ce îți place roșia? Cel mai mult și mai mult. De ce nu-ți place castravetele? Uite, mie îmi place castravetele. Mie nu îmi place așa mult roșia, în schimb îmi place mai mult castravetele decât roșia. Ție de ce îți place roșia cel mai mult? E mai zemoasă și e și mai gustoasă. Păi și nu te pătezi așa când mănânci? Te ceartă mami? Nu mă nervează. Nu? Nu, că îmi pun șervețel. Pui șervețel, cam câte roșii mănânci așa pe zi? Da. Vlad, da. Câte roșii mănânci? Trei. Așa, direct, din vreji, nu? Da, poți să le mănânc și așa. Le culegi tu, ți le alegi tu? Da. Da? Da. Bun. De mâncat am înțeles, o mănânci. De udat uzi. Dar de adunat aduni sau e mai greu? De adunat e... Da, pot să iau, nu e mai greu. Da? Și pui în lădițe, cum faci? În ce pui? Sau aduni așa pentru tine, pentru acasă, pentru... Sau îl ajuți? Îl ajut pe tati să vindem. Da? Da. Și le pui tu în lădițe așa direct? Da. Păi și știi tu ce roșii să alegi? Bune, coapte, știi tu care sunt alea bune, da, pentru vânduri? Da, alea roșii. Așa? Da, și mi-au dat alea mari, nu dat alea mici. A, alea sunt, se vândă, câte alea roșii și mari, nu? Da. Și trebuie să fie pleznite sau trebuie să arate așa frumos? Trebuie să arate așa frumos. Că altfel, dacă sunt pleznite? Da. Nu merg, nu? Nu. Nu le cumpără nimeni? Nu. Dar nu ți se pare așa totuși ție munca asta de legumicultor grea? Să stai așa pe câmp de dimineața până nu seara? Nu mi se pare grea, e preferata mea, altceva nu vreau să mă fac. Da? Da. Mă, dar cine ți-a dat ție dragostea asta așa? Cum te-ai îndrăgostit tu de... De la tati, că îmi place să muncesc. Da? Da. Păi, poți să munci și în altă parte, adică uite, nu știu, poți să te faci altceva decât să stai așa în soare. Uite cât muncește tati, uite ce negru e, ce bronzat e. E de la soare, de la solar, de la câmp. Pentru că îmi place meseria asta. Tu zici că legumicultorul e o meserie, nu? Zici tu. Vladi, hai că nu te-am încuiat, zi? Da. Da? E o meserie. Dar dacă te mai chem așa peste, nu știu, acum intri în clasa 0, dacă te mai chem așa în emisiune peste, cam așa prin clasa 5-a, tot așa zici că te faci sau schimbi? Tot așa zic că mă fac. Tot? Da. Și asta cu ardeiul, ardeiul cum îl preparăm? Ce facem cu ardeiul? Îl punem la mura sau îl mâncăm așa? Da? Da. Zacuscă face mami? Opa, da, se face. Bulion face? Da. Da? Dar ți-e-ți place zacuscă, am mănânc zacuscă, nu? Da. Cum, la ardeiul nostru gogoșar, cum încurajezi tu oamenii să-l cumpere? Ce să facă cu el? Da, uite, vreau să vin și eu la tine să cumpăr gogoșar de la tine. Cum mă faci l-auzi? Să cumpăr? Să-l pun la mureasă, să-l mănânci așa. Da? Da. Cum îmi spui? Ia uite, eu sunt la tine la poartă și zic bună ziua domnul legumicultor Vladi, vreau să cumpăr și eu de la dumneavoastră gogoșar. De ce trebuie să cumpăr? Ce îmi spui tu mie? Gustul. Uită-te la mine, nu la tati. Lasă-l pe tati. Gustul. La mine. Așa, ce îmi zici? Luați cu încredere că e bun? Da. Da? Da. Și eu zic, nu vă cred, mușcați din el, tu ce faci? Muști? Să-mi arăți că e bun? Că tu ai zis că nu mănânci decât roșie, că preferata ta e roșia. Da, dar mănânc mai multe legume. Da?
Da. Auzi? Da, dacă ți-aduc eu așa o sacoșă de dulciuri, nu mi-i dai așa fără bani? Ha? Ce zici? Nu prea, ha? Glumesc, îți dai seama că glumesc. Dacă așa, banii munciți, așa, nu trebuie să-i cheltui. Dar ce trebuie să faci cu banii munciți? Îi cheltui pe... Îi cheltuim și noi pe clor, altceva. Pe ce? Pe clor? Și legume. Aha, dar ai zis clor sau nu auzi eu bine? Am zis și... cred că... De săpun. Aha, am înțeles, da, bun. Uite, că e tati lângă tine. Ai ceva să-i spui lui tati? Te ceartă tati? Ia, spune și asta, hai ca să nu, nu mă ceartă. Cine e cel mai bun prieten al tău? Tati. Și fratele tău mai mare? Tati. Și tati? Cine e tati? Și cel mai bun e cu micul tot cine? Bravo! Asta vrea să avut el. Așa că tati, stați la rând. Da. Bun. Noi suntem cea mai bună echipă, nu? Cea mai bună echipă, da? Da. Da. Microfonul tot nu se aude. Ba, se aude, se aude. Tu te-ai văzut la televizor, tu acum ești la televizor. Se aude și microfonul, te vede toată lumea la televizor acum. Da, ești o mică vedetă acum, da? Da. Dar o să te rog să știi ce fac vedetele. Așa, te ridici și nu te miști așa pe scaun, știi? Eu te învăț că poate te mai chem și să știi, nu? Sau poate te cheamă altcineva, da? Da. Deci o mică vedetă stă și vorbește și oricum tu ai vorbit foarte bine, ai vorbit mai bine decât tati, să știi. Da. Adică ai făcut o reclamă mult mai la pentru legumicultori, mult mai mult decât a făcut-o tati. Da. Spune-mi, și cu asta termin și trec la tati, că trebuie să încheiem. Se supără tati, se mai supără câteodată, așa? Nu. Nu așa, se supără că na, că nu poate să vândă, că se strică marfa, că de asta te întreb. Nu se supără niciodată? Nu. Nu? Nu, când ajung acasă, uit toate problemele, vă dați seama. Da? În preajma lui, bun, indiferent ce stare aș avea. Da, domnul Chesneu, luați cu dumneavoastră, nu? Bineînțeles, noi suntem echipa... Albastră. Albastră, de la ce albastră? Avem șepci albastre. Aveți șepci albastre? Da. Păi, ți-i cu vreo echipă de fotbal care e albastră, că eu nu prea mă pricep la asta. Nu, nu sunt cep de alea, sunt de alea de muncă. Aha, și scrie ceva pe ele? Nu, sunt fără scris, sunt șepcile de echipă și de aventură. Șepcile de echipă. Da. Bun, îmi dai și mie una? Sau trebuie să intru la muncă, adică cine poartă șapcă trebuie să și muncească? Da, cine poartă șapcă trebuie să muncească. Nu, mulțumesc, nu mai vreau. Cazul ăsta, lasă-ți ție șapca. Bun, domnule Chesnoiu, haideți să încheiem așa și vreau să... cred că mai am un minut, dacă nu am și depășit. Vreau să rămăsesem la mesajul noastră către domnul ministru Barbu. Spuneați că trebuie regândit din temelii programul Tomata, da? Da. Gustul copilăriei. Regândit și redenumit Tomata, gustul copilăriei, cum zice Vladi. Și altceva? Sprijinirea și încurajarea producției, pentru că, așa, ca să revenim la subiectul de mai devreme, în momentul în care avem capacitate de producție, în care suntem puternici ca și cantități produse și organizați să livrăm, atunci cu siguranță marketul va pune pe raft produsul românesc, pentru că se caută. Și nu este un complot împotriva producătorului român sau al produsului românesc, dimpotrivă. Deci doresc... nu îl boicotează nimeni. Nu, nu e adevărat. Ei își doresc produs pentru că consumul cere. Pentru ei, adică nu sunt forțe oculte din afară care aduc importuri și grece și turce și... Nu, pot fi diferite interese ale unor firme, sunt interese financiare. Nu, acum, ca să vă surprind, spun că nu sunt politice. O să fi surprinsă că spun asta. Sunt interese financiare ale unor firme mari care, într-adevăr, rulează cantități mari, dar mari, pe care nu și le imaginează un om de rând. Vorbim de, poate, 1000 ceva de tone pe zi, adică sunt depozite care fac importul la modul ăsta atât de mare, dar dacă am fi organizați nu ar mai exista aceste importuri, firmele care fac importuri ar continua să lucreze, dar cu produsele noastre, noi am putea să dezvoltăm
să ne dezvoltăm ca și formă de asociere foarte bine, numai că atâta timp cât se încurajează divizarea și se stimulează fragmentarea fermelor pentru împărțirea și accesarea câtor mai multe programe în cadrul unei ferme, pentru că nevoia de subvenție e mare a producătorului român, și atunci atâta timp cât se încurajează divizarea și fragmentarea, niciodată nu o să performăm ca și suprafață și cantități produse. Și să mai lăsați și din orgolii și din... Bineînțeles, asta e altă cale pe care trebuie să meargă domnul ministru și politicul în general. Păi ce să facă domnul ministru? Să meargă pe să o cale... Să vă dea așa câte una în cap, să vă scoată orgolii trebuie din cap? Trebuie să încerce un program de educare al producătorului român. Păi mai poți educa așa la vârste de astea fragede? Da, eu zic că 30, se poate 30, 40, 50 de ani, uite, educe așa, acum, cum faceți dumneavoastră. Se pot face programe de educare începând de la vârsta... mică, da, de la vârsta de câțiva ani, să zicem de 10, 11, 12 ani, acum la 6 ani e prea mic, nu putem să educăm la vârsta asta în sensul, în spiritul antreprenorial. Nu știu dacă dar e treaba Ministerului Agriculturii. Nu Ministerul Agriculturii, dar se pot face politici în sensul ăsta, că pot fi întâlniri la Direcția Agricolă, că pot fi planificări de producție la Direcția Agricolă sau la alte instituții sau ale locale. Pot fi diferite întâlniri care pot pune fermierii față în față cu cifrele, cu realitățile economice, financiare. Sunt producători care nu știu ce înseamnă un bilet la ordin, sunt producători care nu știu să lucreze prin cont cu plată la termen, sunt producători care nu știu ce înseamnă un ordin de plată. Da, e greu să... Dar vă spun că sunt producători care nu știu ce la un ordin de plată. Sunt producători care nu știu să folosească o aplicație bancară. Sunt producători care dacă nu pleacă cu banii cash în buzunar după ce au livrat marfa, li se pare că au vândut-o degeaba. Iar în sensul ăsta se poate interveni și se pot face înțelegeri între sistemul bancar, să zicem, din privat, cu ajutorul, cu intervenția Direcției Agricole, se pot face tot felul de întâlniri. Adică noastră, și... eu înțeleg că spuneți așa, că suntem... O spun eu, nu o spuneți dumneavoastră, dar eu o spun. Da, eu am spus-o altfel. Da, asta vreau să spun și eu. Într-adevăr, suntem, avem o mare problemă cu educația financiară. Vreți să spuneți că suntem înapoiați așa și în mentalitate și în politici agrare și da? Și lucrurile astea nu sunt de ieri de azi, vin din spate. Vin din comunism? Ni se trage din comunism? Din comunism ni se trage, bineînțeles. Am înțeles. Dar sunt și alte țări care vin din comunism și au reușit să schimbe mentalitatea, educația. De-aia v-ați băgat în Partidul Satului Românesc? Hai da. Că știu și asta o știu. Am înființat, avem câteva luni de la înființare, am înființat Partidul Satului Românesc. Așa, și ce o să faceți? Și vrem să încurajăm, să stimulăm puțin partea de politică socio-economică. Asta înseamnă 5% prag. Nu o să-l faceți niciodată, vă spun. Poate reușim să împingem puțin lucrurile spre ceea ce trebuie. Vrem să încurajăm puțin partea de politici socio-economice în spațiul rural. Aici nu vorbim de agricultură, nu suntem un partid dedicat sau nu facem o politică dedicată agriculturii. Vorbim de tot ce înseamnă viața socială la țară. 5%, domnule Ghezoi. Doamne ajută. Nu v-a zis să-l faceți, v-a zis că asta vă trebuie. Ne trebuie, e sperăm. 5% pentru dumneavoastră, sperăm. E ca apa pentru gustul copilăriei, vorba lui Vladi. Apa e magică. Apa magică ne trebuie. Da. Dragule, da. Suntem pe finalul emisiunii. Da. Și spune și tu ceva de la revedere, de ce vrei tu, nu știu. Veniți să mâncați de la noi. Veniți să mâncați de la noi. De ce? Pentru că legumele sunt cele mai gustoase. Și mai sănătoase. Da. Și acum spune la sfârșit, noi le spălăm când le consumăm? Le spălăm când le consumăm? Adică tu speli roșia înainte, tu când o iei din vrej, da? Astăzi când o ai mâncat... speli sau o mănânci direct din vrej? Astăzi când ai mâncat din roșia, am spălat-o sau ai mâncat-o direct de pe plantă? Am mâncat-o direct. De ce? Pentru că nu e stropită, e clară, răspund eu la asta. Da, nu e stropită. Deci dacă lăsați pe Vladi să mănânce direct din vrej, e clar că nu folosiți tâmpenii. Încă un lucru care îl face să produce fiscalizarea și comerțul cu retail-ul, controlul pesticidelor. Pentru că nu putem să livrăm necontrolat. Pentru că suntem controlați constant, trebuie să respectăm timpii de livrare, trebuie să facem tratamentele atunci când trebuie în pauze de recoltare. Și cu ce trebuie. Și folosim substanțe cu perioade de
remanențe foarte mici, folosim multe, 80%, 70-80% din substanțele pe care le folosim sunt omologate eco, pentru culturile eco sau bio, deși noi nu suntem omologați eco sau bio, dar sunt culturile care au termen de pauză mai redus și ne permit recoltări mai rapide după folosirea lor și substanțe care se degradează la o singură zi, în 24 de ore și sunt făcute, sunt câteva insecticide foarte puternice care sunt făcute din extrase de alge marine. Sunt într-adevăr foarte scumpe, dar situația ne obligă să le folosim. Domnule Chesnă, eu vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi în această seară. Vă doresc să rezistați. Doamne, că și noi asta ne dorim. Trebuie să rezistați. Ție, legumicultorule, îți doresc să ajungi ministrul agriculturii, da? Da. Vrei, îți place, nu? Da. Așa, să te ții de legumicultură. Da. Și acum ai vedea tu cum o împleti tu așa școala cu legumicultura, că eu cred că trebuie să treci pe locul întâi școala, că acolo e pe lecții, pe prezență. Da, când termin școala pot să fac toată ziua muncă. Da? Da. Așa să fie ca tine. Mulțumesc mult și ție, Vladi, că ai fost alături de noi în această seară. Da. Spune la revedere doamnelor și domnilor care se uită la tine. La revedere doamnelor și domnilor. Da, și nu uitați apa e magică și... roșie gustul copilăriei. Da. Bun. Până punct emisiunii imperativ din această seară, doamnelor și domnilor, este ultima emisiune din luna asta. Intrăm puțin într-un concediu pe care îl aștept ca pe apa magică a lui Vladi. Ne revedem pe 17 august. Până atunci, cumpărați și mâncați românește în primul rând. Pentru că roșia e gustul copilăriei și apa e magică. Cum puteam să încheie altfel? Nu uitați însă să fiți imperativ. Seară bună, mulțumesc mult, domnule Chesnoiu. Mulțumesc mult, dragă legumicultorule. Mulțumesc și pentru invitație.